cu Ion Cristoiu pe culmile râsului cu tâlc. Mă feresc, așa cum se spune că s-ar feri dracul de tămâie, de a cădea în păcatul care îi împinge pe unii colegi de breaslă să recomande cititorilor lor ce să citească. Mă refer la cărți. Las apucătura asta criticilor literari, cei care își câștigă o pâine din eliberarea legitimațiilor de scriitori și din acordarea prin gazetele literare a calificativelor talentat, talentat așa și așa, talent care promite și catastrofă. De cele mai multe ori, deloc în legătură cu valoarea scriitorii, ci doar în funcție de gașca literară în care este plasat autorul. Cine sunt eu să le spun oamenilor ce să citească? Mai ales în ziua de astăzi, când a recomanda o lectură este ca și cum ai recomanda o revistă porno pacienților intubați într-o secție ATI. Rar fac însă și excepții. Să scrii proză umoristică este ca și cum ai vrea să ajungi într-o cofetărie traversând un câmp de mine. Veți fi de acord, aceia dintre dumneavoastră care mai citi și altceva în afara facturilor aduse de poștaș, că oricând vă vin în minte zeci, poate sute de titluri de cărți care v-au plăcut, dar doar câteva care v-au pus în mișcare complicatul mecanism care stârnește râsul. În cazul meu, la foarte scurta lista a cărților din această ultimă categorie s-a mai adăugat un titlu, Crunta exploatare a sânului Julietei, scrisă de Ion Cristoiu și publicată zilele trecute de editura Martorul Clipei. În acest al treilea volum, dintr-o serie de jurnale de călătorie, primele două au fost Lumea văzută de un român rupt în fund și În vestă printre fracuri, Ion Cristoiu se depășește pe sine. Călătorul Ion Cristoiu îl surprinde cu toate gurile de foc ale umorului pe turistul universal și capcanele care îl țăcăne de portofel, mai des decât o face aparatul de fotografiat sau casele de marcat ale magazinelor de suveniruri cu care îi sunt presărate dantesc traseele. Nu face cu răutate sau vreun alt parapon, ci cu o tandră înțelegere, ba chiar cu autoumor, specie rară. Cei dintre noi, cititorii nepătrunși de solemnități, cei care știm că odată plecați în aventuri turistice suntem toți cam la fel, de la japonezul care se urcă vineri în avion la Tokyo, coboară din el sâmbătă la Paris doar pentru a-și face poze cu o ceașcă în mână pe terasa Café de la Paix, pe care poză să o arate colegilor de slujbă luni dimineața și până la președintele de țară aflat în vizită oficială și care pândește momentul în care o poate zbughi la cumpărături. Ce altceva decât umor și autoumor în stare pură așterne Ion Cristoiu atunci când își povestește pățaniile de turist nocturn prin Pauli, cartierul deocheat al Hamburgului. Să vedem un fragment care poate sta folos umăr lângă umăr, alături de orice secvență din Jero ca Jerome sau Ilf și Petrov. Odată ajuns la Erotic Art Museum, curiosul gazetar intră în vorbă cu, spune el, o blondă ostentativ vopsită cu trăsături virile, custodele muzeului. Blonda îi răspunde amabil în momentul în care pe Ion Cristoiu lovește revelația. Citez. Vocea îmi spune însă că nu e o ea, e un el. Mă aflam în dialog direct întâia oară în viață cu un travestit. Din acel moment am decis ca în carnetul de însemnări să evit precizarea genului masculin sau feminin, voi folosi denumirea de custode. Custode poate fi atât un el cât și oia. Am încheiat citatul. Dintr-una într-alta, gazetarul ia locul turistului și se înfilipă un interviu cu custodele. Citez din nou. Sunteți proprietar? Întreb eu. Nu din prostie, ci pentru a afla câte ceva despre forma proprietății. El ia izbucnește în râs. Muzeul nu e al statului, ci a unui tip. El, ea, e un simplu angajat, angajată. Adaugă custodele și spre satisfacția mea, cu năduful tipic, proletariatului pentru care neamțul Karl Marx a scris manifestul Partidului Comunist. Și în continuarea acelui năduf, mi-l dă în gât pe patron că e în vacanță în timp ce el, ea, muncește. Am încheiat citatul. Să vezi proletariatul lui Karl Marx într-un transexual pilit, că era și pilit, paznic de noapte al unui muzeu dedicat celei mai vechi arte din istorie,
Este o performanță, nu glumă. Cu atât mai mult s-a scos la iveală antagonismul dintre exploatat și exploatatorul aflat în huzuri. Ce păcat însă, viziunea materialist dialectică și istorică a lui Ion Cristoiu nu lasă loc aprecierii inventivității capitaliste a patronului muzeului, aceea de a angaja un travestit pe acel post și nu un absolvent de teologie. Recunosc, dacă mi-ar fi dat prin cap să-mi deschid un asemenea muzeu, nu mi-ar fi dat și să angajez un personaj cu asemenea capacitate de reprezentare. Vă vine să crede sau nu, cartea, adică autorul, reușește o chestie unică. Aceea ca la adăpostul umorului de personaj asamblat cubist din pătrate și triunghiuri decupate din personajele lui Marin Preda, Ilie Moromete din Moromeții și Vintilă din cel mai dintre pământeni, să scoată din ceea ce știe toată lumea o concluzie la care nu s-a gândit nimeni. Da, clar, așa este, exclami atunci când citești cum, într-o logică fără cusuri, Ion Cristoiu explică de ce umbla domnitorul Alexandru Ioan Cuza după cârciumarii care înșelau cu o caua mică. Să vedem! Citesc din nou. Mai nou, după blagoslovirea românilor cu democrația, plecând de la obiceiul ăsta, unii au văzut în Alexandru Ioan Cuza un fel de străbunic al oficiului pentru protecția consumatorului. Nimeni l-a sesizat însă un amănunt. Alexandru Ioan Cuza intra pentru a verifica starea națiunii numai și numai în crâjme. De unde, în răspăr cu toți istoricii, subsemnatul a ajuns la o concluzie de neclintit. Chestia cu Ocaua era pentru Alexandru Ioan Cuza un pretext stabil pentru a o șterge din palat și a se bucura și el ca tot omul de un pahar. Bine, bine vor sări unii, dar de ce avea nevoie de atâtea complicații pentru a da pe gât un păhărel? Nu putea bea și la palat? La o adică, dacă voia, putea bea și o damigeană, ba chiar și o cisternă. Cei care reacționează astfel sunt, desigur, oameni inteligenți, ba chiar cultivați. Le lipsește însă, cu siguranță, acel lucru fundamental pentru ca un bărbat să se poată considera trecut prin viață. Nu sunt însurați, sau mă rog, n-au fost însurați. Dacă ar fi avut această experiență, n-ar mai fi pus o întrebare atât de neghioabă. Cum să bea Cuza un păhărel la palat? Păi doamna Elena Cuza unde era? Din câte se știe, Cuza își adusese la palat și amanta, Maria Obrenovici. Trăia cu amândouă. Nu știu dacă pe rând sau în același timp. Astfel că în privința cicărelii, el avea pe cap nu una, ci două femei. Dacă se apuca să dea pe gât un păhărel, se trecea muștruit, nu numai de nevastă, dar și de amantă. Și cum de regulă bărbatul însurat stă pe rând când cu nevasta, când cu amanta, admițând că Elena, doamna, obosea să-l tot bată la cap, îl lua la refect de îndată cu forțe proaspete Maria Obrenovici. E de înțeles că Alexandru Ioan Cuza ieșea din palat și umbla prin crâjme pentru a-i prinde pe cârciumar cu o caua mică. Dacă ajungea până la urechile celor două femei zvonul că el se înfunda prin crâjme, domnitorul Unirii avea la îndemână argumentul tuturor bărbaților însurați când vor să o șteargă de acasă. Merg la serviciu, am o sumedenie de treburi pe cap. Am încheiat citatul. Formidabil, îți vine să exclami. Asta trebuie să fie, spui dându-ți o palmă peste frunte. Pentru că altfel vodă ar fi umblat și după cei care măsuiau greutățile cântarelor, prin piețe sau măcelării, nu doar după cârciumarii care micșorau o caua. La fel și cu oracolul din Delphi, văzut de Ion Cristoiu, drept una dintre cele mai mari excrocherii ale capitalismului timpuriu. Pe asta nu mai povestesc. Vorba aceea, mai departe, scrie în carte.